Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod aici cu Chelsea. Suntem încă în perioada de transferuri și așa ne gândim noi să luăm un atacant de rezervă astăzi, dar știți cum e, orice se poate schimba, poate îl vindem și știu și eu pe Baba sau alți jucători și atunci ne trebuie alte rezerve. Dar pe moment zic eu că echipa noastră foarte, foarte, foarte bine funcționează. Am încercat acolo, ați văzut câteva simulări și a jucat absolut senzațional echipa, chiar surprinzător de bine. Și acum am tot spus, hai să vedem de acel atacant de rezervă, care acum că stau să mă gândesc, am uitat să mă pun să verific shortlist-ul înainte, știi, să văd, bă, stai un pic, eu zic că vreau un atacant de rezervă, dar nu prea mi-am făcut temele, să zic așa, știi, să caut unul de ăsta mai micuț, așa, știi, să-l pun acolo ca rezervă. Ia să vedem oare cine ar fi bun ca rezervă. Se pare că Voland a acceptat oferte de la cred eu că e Leipzig. Ce drept e și ieftin. Și Voland tot timpul a fost forță să l-aș putea lua pe Lautaro Martinez. Și ăla e forță și știu că evoluează. Și zice, hai că luăm pe Martinez. Hai să luăm pe Martinez. 20-30 de milioane și îl cumpărăm. Eu zic că e forță. Ia să vedem. Vedem cum ne descurcăm aici. Oare n-ați... Ba, nu. Vreau să mă gândesc să zic, bă, oare n-ați avea nevoie de cea din jucătorii mei, dar... dă-le pace. Hai să începem. 25 de milioane. Oho, 43. Vreți să dublu pe el? Dublu 100%, nu o să vă dau că sunt un zgârcit. Ia zi de 28. Ok, hai să vă oferim atunci 35. Hai, no, hai să nu ne mai jucăm. 35. Deja cam aici mi se pare valoarea lui, la 35 de milioane. Ok, aveți nevoie de puțin timp de gândire, nu-i stres. Totuși 35 de milioane mi se pare preț corect pentru Martinez. Am uitat să fac antrenamentele. Hai să le punem. Abraham. Hai să vedem Abraham. Punem pe shooting. Se evolueze la shooturi. O2, logic. Tot așa pe shooting trebuie să evolueze și el. Bun. Pulisic. Nici el n-ar strica să evolueze pe shooting, că viteza are cât în cape. Așa. Aici ar trebui să le vezi poate și pe Frankie, ar trebui să le vezi și pe un Pamecano. Nu e chiar așa de ușor. Ba, un Pamecano nu prea mai vrea să voleze. Kenny TT, oare ăsta mai volează? 23 de ani. Foarte slab. Ok, atunci hai să vedem Frankie De Jong. Ăsta e varză pe atac, deci trebuie să văd attack positioning, cea finishing, shoot-uri, ceva acolo să voleze. Ies de Monana, oare mai evoluezi tu așa ceva? Nu, no, ești și tu gata. Toți au ajuns, din câte se bine vede, așa la punctul lor forte, să zic așa. Hai că-l punem pe Ampadu acolo. Bun. Ok, deci hai că am făcut și antrenamentele. Am numai să vedem match cu Barnsley. Aoleu, să-l simulez. Facem așa chill. Pac, pac. Bun, vine oferte pentru Suarez de la Real Madrid. Îl vrea pe Suarez. Wow, cât de tare ar fi să accept, știi, să meargă Suarez la Real Madrid, gen la rivală, știi, după ce a jucat la Barcelona, să meargă la Real Madrid. Wow, cum ar fi asta, dar nu, 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 avem nevoie de el. E un jucător de clasă. Bun, ia stai să vedem aici. 39.600. Nu prea îmi place. Măcar 35. Na, 35 am zis și atunci, nu? Hai să mai încercăm o dată. 35. Eu, acolo îi văd valoare. Hai că vă mai dau și 500.000 de euro așa extra. V-am zis că aia e valoarea lui. Aia e valoarea lui Martinez, mă. 35. Bun, batem palma și ia uite că aproape că transferăm aici un atacant de rezervă. Și ce atacant, 22 de ani, e foarte interesant acest atacant, practic urmașul lui Icardi, că Icardi nici eu nu știu cât va mai rămâne la Inter. Rotation, bro, scuze, rotation, așa, bine că accepti rotation. Na, trebuie să-ți dai seama că nu poți să fii crucial cât timp l-avem pe Suarez, nu?
E logic. Bun, this regardless clause și am un la bonus, signing bonus pe apariții. Ah, uite, bă, în ultima vreme jucătorii chiar îmi fac oferte foarte bune, salariale, gen. Adică, de când am mai negociat salariul cu un jucător? De când cu update-ul ăsta, relativ recent, aproape la atât l-am acceptat. Foarte, foarte mișto. Bun. Atunci, dacă l-am luat pe Martinez, îl schimb pe Abraham cu Martinez, că am văzut că Abraham parcă nu tare are chef să evolueze, da, ea, parcă și cu barcă. Bun. Așa, sau poate că-l scop pe Ampadu, adică pe Ampadu cred că veci nu l-ai juca, deci de ce să-l păstrăm acolo, nu? Bun, hai să dăm aici un simulate, să vedem cum ne descurcăm în meciul ăsta cu Barnsley. Serios, am ajuns la 2-2 și la penaltiuri am trecut mai departe. La penaltiuri. Frate, eu am simulat cu Manchester City și am bătut. Și cu Barnsley era să mă împiedic. Serios? Fantastic. Este să vedem meciul ăsta cu Wolves, cu Lupi. Alai. 2-0. Simplu. O, da chiar, mă, că eu încă l-am pe Abraham acolo cu rezervă. Stai. Așa. Da. My bad. Greșeala mea. Ok. Bun. Altfel. Perfect. Deci, hai să mai ne uităm o dată peste echipă. Primul 11 este senzațional. Banca de rezervă avem, atacant de rezervă avem, KAMLV, respectiv RV de rezervă. Și asta e RV, RM de rezervă, mijlocaș de rezervă, chiar 2. Și Lotus Chic, mai pot folosi și LM, dar și CAM. Așa, un Pamecano apărarea. RB este Kenny Tete. Și LB, desigur, îl avem pe Baba. Rezervă de portar avem. Da. Toată echipa e, zic eu, de nota 10. Super! Super, super, super! Hai că nici nu ne mai stresăm atunci. Nu mai ne stresăm cu transferuri. Să vedem ce oferte poate mai primim. Hai să accept, că deja cred că s-au strâns aici oferte. Așa. Ok, Gilmer. Bun. Hai să ieșim de aici. Aoleu, ce cu jocul ăsta tot îmi selectează așa? Bun! Deci, poate că pe videourile viitoare, așa din timp, că așa e frumos, știi, să vorbim din timp, nu așa hăp pe final, ne-ar strica să discutăm poate de viitorul career mode, așa deja, poate să folosim ideea de Browse Jobs, știi, măcar o dată putem folosi ideea de Browse Jobs și în sfârșit văd echipe mai mici, asta e rar, știi, să văd echipe gen Everton sau Leicester, sau Crystal Palace, lol, sau Bayern. Wow, Bayern e pe locul 8? Că a câștigat un meci și a pierdut unul. Da, știi, chestia ce să zic, ce dracu am acolo? Da, aveam acolo mouse, de-aia atât mi-l dădea. Iar mă, bă, joc handicapat. Deci, cum ziceam, prin ideea asta de Browse Jobs ar fi șansele mai mari și mai fain să antrenăm echipe de astea mai mari. De exemplu, Bayern, să zic că așa în termen de un sezon, știu și eu, poate vedem că Bayern nu a vândut jucători. Dar zic eu ce echipa ar fi destul de mișto dacă ar apărea acolo la Browse Jobs, dar numai așa aș lua-o, că e o echipă foarte, foarte bună. Deci anul ăsta Barcelona este o echipă de nota 10, deci fac un cărimăt cu ei pentru ce, știi? Deci e perfect din orice perspectivă ei. Dar acum, cum a trecut un sezon, eu l-am luat pe Suarez, ia uite, ce a rămas în atac? A rămas Messi, a deja 32 de ani, l-au luat pe Mata, l-aș vinde, Ruiz, mă rog, ia Malcolm e bun, asta iar l-aș vinde, Dembele iarăși e bun, Vazdo, hai să fim serioși. Coutinho e mai mult LV, aș vedea pe KAM, nu pe LV. Da, de ce nu? Bun, știi, ia, de exemplu, aici îmi trebuie deja un atacant. Bun, merem pe mijloc. Ia uite. Ce aici? Busquets, niciodată mi-a plăcut Busquets, plus că nu joc cu CDM, l-aș vinde ia, pentru 50 accelerație. Arthur, iarăși, nu-i rău, dar, na, ca rezervă. Rakitic, la 31 de ani, cred că, na, l-aș păstra, dar l-aș pune pe transfer list. Vidal, iarăși. Ia uite, bă, deci dacă apare, stai să mi-am apărare, Jordi Alba, Kilwell, ce ciudat, așa, care la bun, la Angle, Manolas, nu-i rău, așa, și Vars în rest, da. Deci dacă o să apară la Browse Jobs
Barcelona o să folosim Braus Jobs, a zice așa că o văd pe Barcelona așa nevoie de un nou antrenor. Dacă nu, aș vrea să fac un career mode prin Serie. Sincer, acum nu știu, am așa un chef de Serie, un Roma, un Napoli, gen, ar fi super. Bun, să vedem ce alte transferuri s-au mai întâmplat pe aici. Rafinha a venit la Everton, că el au vândut pe Kane, apărătorul și pe McCarthy. Kovalenko vine la Fulham, interesant, și Cedric acel RB. Leeds nu a promovat nimic, Leicester îl vinde pe Slimani și Gray și nu cumpără nimic, Liverpool îl cumpără pe Pasalic de la noi, dar au dat pe Lallana, la Barnam. Cei de la Manchester City îl dau pe Danilo și nu cumpără nimic, cei de la Manchester United l-au dat pe Rashford și Tuanzebe și au luat pe Vallejo și Rekic. Ciudate transferuri. Ah, în sfârșit transferuri mari. Bravo Tottenham, Carvajal și Belotti și chiar și Ginter. Nice. Bun. Dar în rest, dacă na, v-ați uitat și voi, sunt destul de puține transferuri. Ia, Arsenal și Tottenham ce-au mișcat. Arsenal de la Rapa, pe Romagnoli și pe Bustos. Dar în rest, pe lângă noi, desigur, aproape mai nimic nu s-a întâmplat în perioada asta de transferuri în Premier League, ceea ce este destul de, să zic, dubios. E straniu, știi, să nu vezi transferuri mari în Premier League. Da, Tottenham și noi, Chelsea, ce am mai mișcat pe transferuri, am luat pe Umtiti și pe Gareth Bale, o grămadă de bani am dat pe ei. Dar zic eu că se merită fiecare bănuț. Ok, ia să vedem aici, vine oferta pentru Gilmore, acceptăm... Închidem. Pac! Ies să vedem. Din nou training. Cel de toate zilele. Ia, foarte bine, O2. Mă bucur că ne evoluează asta, că e foarte mișto jucătorul. Cred că am zis și în alte episoade că ce forță e. Ies să vedem Leicester. Oare îi batem pe cei de la Leicester? Ies să vedem. Și 1-0. 1-0 la Liv. O, nu, copyright? Da, din câte ați văzut pe acele mici secunde înainte să editez, să opresc filmarea, mă rog, Champions League, hai să vedem ce grupe avem în Champions League și ce grupă avem și noi, logic. Și da, eu nu mai am permit să mă risc cu imnul Champions League, chiar dacă am cumpărat jocul, că data am primit copyright și am zis, bă, să nu mă risc cu chestiile astea, știi, și de atunci tot îl editez în out. Bun, deci, grupa noastră este grupa C. Chelsea, noi, Valencia, PSV și PAOK. Ia uite mă, s-a calificat PAOK și PSV. PSV care l-au dat pe Lozano, deci cred că va fi ușor cu PSV. Valencia, singurul meci care e așa mai greu, să zic, și greu așa în ghilimele. Bun, grupa A, Barcelona, Napoli, Shakhtar și Genk. Bravo, mă! Bun, grupa B, adică aici este clar, nu am uitat să zic, e clar, Barcelona și Napoli trec mai departe. Grupa B este Inter, Dortmund, Benfica și Spartak Moscova. Și aici aș zice că la fel, Dortmund și Benfica mai merge mai departe. Nu, hai să lăsăm rivalitatea. Dortmund și Inter va trece mai departe. Aici noi doi. În grupa D, Real Madrid, Leipzig, Beşiktaş și Dinamo Zagreb. Iarăși Leipzig și Real Madrid. Grupa E este Manchester United, Olympique Lyon, Hertha și Fener. Da, United și OL. Grupa F, Juventus, Liverpool, Dinamo Kiev și Basel, iarăși primele două. În grupa G, Atletico Madrid, Everton, Porto și aici poate, deci Atletico 100% trece și poate Porto un duel cu Everton, știi? Poate. În sfârșit o grupă mai grea, ultima grupă, H, Bayern, Paris Saint-Germain, Roma și CSKA Moscova. Na, asta da, Roma, Paris Saint-Germain și Bayern, trei echipe forță acolo. Da, asta da, chiar că dacă ați observat în mare parte din grupe, sunt destul de ușoare, adică primele două trec mai departe, ne bate PAOK, coaie, ne-au bătut ăștia, mă, ne-au bătut grecii, mă, 2-1, vai ce rușine, ioi, ai slăbanilor, cum dracu ați pierdut, mă, cu PAOK? Ne-a bătut Răzvan Lucescu, mă. La PAOK e Răzvan Lucescu, nu? Bă, ne-a bătut Răzvan Lucescu, mă. Bă, sunteți proști. Bă, Kepa, mă. No, bă, dă-mi vina pe tine, chiar dacă nu-i vina ta. Vai, da.
Da, aici am pierdut primul meci. Mă rog, vom vedea mai încolo. Hai că ne oprim aici cu acest episod și desigur ne auzim pe data viitoare. Ce să zic, numai bine. Pa, pa!